Hello, dragile mele și dragii mei, din nou suntem împreună și din nou discutăm despre frumusețea și îngrijirea părului și vreau să vă mulțumesc și sper că simțiți cum vine de la mine către voi foarte multă iubire, pentru că de fiecare dată îmi face așa o mare plăcere să stau de vorbă cu voi și mă bucur foarte mult când văd că aveți grijă de părul vostru și când văd că puneți întrebări și că dați like-uri și subscribe-uri și notificări și tot ce vreți voi. Vreau o comunitate cât mai puternică și vreau o comunitate de oameni care chiar își iubesc părul. Astăzi suntem la mitul lunii și haideți să vedem ce se întâmplă cu uleiul de nucă de cocos. Până la urmă, care e treaba cu uleiul de nucă de cocos? Ajută sau nu la hidratarea părului? Dragile mele și dragii mei, răspunsul este nu. Gata, am încheiat această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vedem data următoare. Glumesc, nu ne vedem. Ne vedem data următoare, dar n-am încheiat pentru că aș vrea să vă și explic. În primul rând, niciun ulei, inclusiv cel de cocos, nu hidratează părul. Nu au cum să hidrateze părul, oameni buni, pentru că sunt uleiuri. Uleiurile nu hidratează părul. Cel mult, putem să spunem, hrănesc părul prin aportul de lipide, prin aportul de vitamine, prin aportul de alte lucruri pe care le conțin. Uleiurile virgine, dacă sunt prelucrate sau așa, mai bine uitați de ele. Dar uleiul virgin conține niște lucruri care poate ajuta părul într-o oarecare măsură. Dacă aș zice aici, steluță. Da? Ca la Orange, ca la Vodafone, ca la companiile de telefonie mobilă, care toate au oferte, nu știu dacă mai au oferte, că n-am mai cerut o ofertă de nu știu când, dar toate există acolo o steluță, între ora 22 și 5 dimineața. Deci, uleiul de cocos, uleiul de nucă de cocos, nu este un panaceu universal, nu este o minune. În primul rând, toate aceste uleiuri au un anumit pH, care pot modifica pH-ul părului vostru și deși vouă vi se pare că e super afacere și o super șmecherie, nu este. Mai mult decât atât, în cazul părului colorat, există posibilitatea ca aceste uleiuri să scoată din culoarea voastră. Efectiv, să scoată culoarea, să o facă mai puțin rezistentă. 3 la mână. Dacă voi aveți impresia că vă puteți repara părul decolorat sau părul degradat cu ulei, este doar o impresie, nu este nimic adevărat acolo. Ce poate să facă uleiul este să creeze această netezire mai multă în fibra capilară. Poate să creeze un strat de protecție mai bun al cuticulei pentru a capta în interior ce e bine. Dacă în interior nu e nimic bine, ce captăm? Zero. Deci am nevoie întâi să fac tratamente și după aceea dacă vreți să mai adăugați on top of it și ulei, îngrijire cu uleiuri, ok, puteți să faceți asta. Dar eu nu m-aș chinui de moment ce există atâtea produse cu bune. Da? Unul dintre avantajele, să spunem, uleiurilor în forma aceasta este că nu conțin silicon. Asta pot să spun că este un avantaj și că este ceva bun, pentru că siliconul este și prieten și dușman în același timp. Sunt utilizări bune ale siliconului, unde ne ajută să captăm înăuntru, să creăm o peliculă de protecție, dar utilizarea excesivă a siliconului, deși și la silicon e o întreagă discuție, pentru că sunt mai multe tipuri de silicon, sunt mai multe variante, e mult mai complicat de atâta și la silicon, însă, modo grosso, ne este și prieten și dușman. Dacă abuzăm de folosirea produselor cu silicon, creăm un câmp care îngreunează părul și nu mai arată bine. Dacă folosim cu cap și dăm și pauze și mai folosim și câte o curățare mai profundă, este în regulă. Adică aș vrea să abordați siliconul și uleiurile de păr la fel ca make-up-ul. Dacă nu dai feței tale niciodată pauză și doar pui fond de ten și anticearcăn și pudră și tot și o ții acolo acoperită, arată cumva bine. Dar dedesubt încep lucrurile să nu mai arate așa cum trebuie. Din când în când trebuie să iei pauză și de la asta, să-ți lași pielea să respire, să faci un tratament, să faci un gomaj, da? Să mai schimbi rutina de îngrijire. Gândiți-vă la chestia asta, la fel este și cu părul. Așa că rugămintea mea este să nu vă mai puneți speranțele în uleiul ăsta de cocos atâta, pentru că e cumva degeaba. Eu știu că poate fi plăcut, că și eu mi-am făcut cu ulei. Vă spun sincer, și eu mă mai dau cu ulei și masez și mai las așa uleiul ăla pe păr. Din când în când este super în regulă, dar nu folosiți asta ca înlocuitor pentru orice altceva. Gata, nu mai am nevoie de protecție termică, nu mai avem nevoie de măști, nu mai avem nevoie de nimic. Există ulei de nucă de cocos și mi s-a rezolvat toată viața. Nu mi s-a rezolvat nimica. Nu. Răspunsul este nu. În niciun caz nu hidratează, poate ajuta, poate fi complementar tratamentelor pe care le facem, dar nu poate înlocui. Da? Deci aveți grijă. Și este una să ai un păr natural virgin, fără să-i faci nimic ca și să folosești ulei de cocos, alta este să ai un păr care a fost procesat chiar cu nuanțator și să folosești ulei de cocos. Deci sunt lucruri deja diferite, din două sfere diferite, au nevoie de abordări diferite. Dragile mele și dragii mei, sper că am elucidat misterul uleiului de cocos.
Dacă nu, vă mai spun și cu alte ocazii, nu este nicio problemă, că am răbdare. Dacă aveți întrebări, propuneri sau sugestii, o să vă rog să ne scrieți aici și pe Instagram și cu foarte mare drag vă răspund. Aveți grijă de părul vostru. Pa, pa!